grup, doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă îndreptați acum atenția spre membrii echipajului care vor familiariza cu echipamentul de siguranță de la bordul acestui avion. Vom trece printr-o furtună. Vă rugăm să vă fixați centurile de siguranță. Știți să folosiți vestele de salvare? Știți să utilizați măștile de oxigen? Aveți asigurare de viață bună? În caz că nu, puteți încheia una chiar aici în avion. Mai aveți încă timp. Având în vedere că v-ați pierdut memoria, vă informez că ați fost transbordați în zbor de pe o aeronavă pe alta și că nu avem nicio informație despre locul dumneavoastră de proveniență. Pe de altă parte, regretăm că nu vă putem comunica destinația, deoarece este secretă. Cât timp va dura zborul nostru? Câteva ore? Săptămâni? Luni? Ani? În partea din spate aeronavei, aveți la dispoziție un oficiu de pompe funebre echipat cu un crematoriu. Fiecare pasager va găsi în spătarul scaunului din fața sa o enciclopedie cu moduri originale de a omorî timpul liber, un plic ce conține o listă de identități false și un manual cu moduri distractive și creative de sinucidere. Vă dorim turbulențe plăcute! Trebuie să aflăm dacă acest om cere ajutor pentru sine, pentru noi, sau numele omenirii către un Dumnezeu care face pe surdul. Ajutor! O clipă! Poate că acest om nu cere ajutor. A striga ajutor? Poate semna admirați-mă pentru un exhibiționist. Aveți milă! Nici o milă! Eu spun că dacă cineva este acolo unde este, este pentru că o merită. Suntem vinovați de ceea ce ni se întâmplă pentru că am dorit să ni se întâmple. Lumea este doar o proiecție subiectivă. Pentru numele lui Dumnezeu, faceți ceva! Nu! Nu e așa de ușor, dintr-o clipă în alta, să ajut pe cineva. Situația mea, materială și spirituală, este precară. Cum aș putea să o ajut pe ea dacă nu mă pot ajuta pe mine însumi? Dă mâna! Trebuie doar să tragi, te rog! Aveți grijă! Până la ce punct este acest om în pericol? Poate că își ține picioarele bine înfipte pe fundul bazinului. Și intenția sa atunci când ne cere mâna este să ne tragă în apă otrăvitoare. Dar e o groapă fără fund! Sardinele carnivore mă mușcă de picioare! În curând mă vor înghiți! Ajutor! Fiule, nu fi atât de orgolios! Dacă cerul te cheamă, nu te mai gățat de focul tău. Termină cu gesticulațiile și roagă-te. Amin. Ce să facă Dumnezeu? Ajutați-vă voi! Poate că nu a căzut în apă, ci l-a aruncat ca să-l pedepsească. Și chiar dacă este nevinovat, acest om ar trebui să se bucure de durerea sa. Înainte de a se leca, probabil simțea că moare. Acum că e pe cale să moară, simte în fine că trăiește. Da, nu putem să întrerupem procesul de autorevelație salvându-l. Chiar așa. Ei bine, idioților, dacă e așa, la revedere și mulțumesc pentru tot. Haideți, domnule, nu fiți nepoliticos. Dai drumul, ghite apa și nu mai fă pe mortul. Strigă după ajutor și fă-ți datoria. Nu fi leneș, agite picioarele, spui pe apă. Nu ne face să fim inutili. Trăim doar pentru a te salva. Nu ne face să fim inutili. Nu am nevoie să mă înțelegi. Atunci nu te înțeleg. Nu încerca nimic cu mine. O să cred că nu exist. Dar exist! Draga mea, uite ce zi frumoasă! E prea cald. Da, e prea. Nu mai repeta ceea ce spun eu. E prea fric. Pot să nu mă mai contrazici! Draga mea, spune-mi, te rog, cu ce pot să te ajut? Nu am nevoie de ajutorul tău, ok? Atunci nu te ajut. Păi poate nu merit ajutorul tău. Dar da, normal că nu merit, să nu vrei să mă lași să te ajut. Ce-ți pasă dacă te las sau nu te las? Ție oricum nu-ți pasă de nimic.
să te amuzi. Nu încerca că nu o să reușești. Stai să vezi. Am să-ți propun o ghicitoare. Super. Care e diferența? Ce-mi pasă care e diferența din moment ce știu că există una? A fost odată. Dacă care... a fost odată, înseamnă că nu mai e. Ce păcat. Când un evreu se întâlnește cu un scoțian... Rasist! Dar nu te supăra! Dar nu am nevoie de permisiunea ta! Atunci supără-te! Nu da ordine! O să fac! Tăcerea ta mă enervează și știi asta! Păi atunci o să vorbesc! Să nu faci prea mult zgomot! O să plec! Chiar acum! Dacă o să pleci, o... să mă simt nasol! Dar pleacă tu atunci! Dar de ce să plec eu? Hai să plecăm amândouă! Nu am nevoie de compania ta! Mersi! Draga mea, nu mă mai mișc! Bine! Oricum nu te pot împiedica să faci ceea ce vrei! Mă mișc! Acum ca mult spațiu! Draga mea, ce mai faci? Foarte rău. Falsă modestie, trebuie să recunoaștem că, dintre noi patru, eu sunt cel mai valoros. Înțelegerea mea asupra sensului intrinsec al conceptului de conștiință este imbatabilă. Bla, bla, bla. Să-ți sprijin valorile, nisipurile, mișcătoarele conceptului de conștiință este obsolet. Da, pe când înțelegerea mea asupra sensului intrinsec al conceptului de inconștient este cu adevărat, este cu adevărat limba ta. Din toate aceste motive, declar că dintre noi patru, eu sunt cel mai valoros. Toată logorea asta bombastică mă zgârie pe urechi. Conștiință, inconștient, prostii. Ceea ce este cu adevărat imbatabil este să înțelegi așa cum înțeleg eu tranziția permanentă a conceptului de tine. Deci, dintre noi patru, eu sunt cel mai valoros. Și dumneavoastră? Da, chiar așa, dumneavoastră? Da, Eu știu un singur lucru. Eu știu un singur lucru. Lăsați, chiar nu e necesar. E clar că acest concurs se reduce doar la noi trei. Evident. Dar cum îl desemnăm pe câștigător? Știu. Urinăm și vedem cine ajunge mai departe. Idee foarte bună. Chiar așa. Un metru și jumătate. Descifrat tratatul de logică filozofică al lui Wittgenstein. Dar pe mine, eu care știu pe de rost ființă și timp al lui Heidegger. Sau pe mine, care am studiat cele 7 chakre, cele 10 sefirot și chiar și cele 9 tipologii de personalitate Enneagram. Cum ai putea să mă depășești pe mine? Este foarte simplu. Eu
v-am depășit pentru că știu un singur lucru. Ce? Știu să urinez departe. Că de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată o poveste. Și povestea asta era mică. Era foarte mică. Când un cap de furnică. Și pentru că era așa de mică, mititică. Nu mai era poveste. Deci, nu există nicio poveste. Atențiune, stai! Înainte marș! Înapoi marș! Am spus stai! Am spus înainte marș! Am spus înapoi marș! Stai! Înainte marș! Înapoi marș! Stai! În picioare! Cine este generalul tău? Dumneavoastră, domnule general! Nu! Eu sunt generalul tău! Categoric, domnule general! Eu sunt generalul tău! Da, domnule general! Îndrăznești să nu mă asculți? Categoric, da, domnule general! Nu! Îndrăznești să-ți schimbi generalul? Nu, domnule general! Asta este trădare! La ordinele dumneavoastră! Înapoi marș! Înainte marș! Stai! Înapoi marș! Înainte marș! Stai! Înapoi marș! Înainte marș! Stai! În picioare! Soldat, vom lupta împotriva falșilor generali! Împotriva lor, domnule general! Vom declara război inamicului! Război, domnule general! Soldat, vom lupta împotriva celorlalți! Împotriva celorlalți, domnule general! La atac! Repede, la atac! Victoria va fi a noastră! Ne vom umple de glorie! Nu cedați! Acest război este necesar! Să intensificăm violența atacului! Trupele sunt obosite! Vom semna un pact temporar! Avem nevoie de odihnă! Voi semna pactul. Vom opri războiul pe termen scurt. Urmează-ți unicul general! Da, domnule general! 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 Poate ajuta cineva. Ha-ha-ha!
Ajutor! Mă poate ajuta cineva, vă rog frumos! Am nevoie de ajutor! Vă ajut eu, domnule! Vă rog frumos, v-am dus să apăsați pe trăgaci! Cum să fac așa ceva? Vă zbor creierii, domnule, dacă fac... Întocmai! Tot ce trebuie să faceți este un mic gest cu degetul arătător, vă rog! Domnule, nu e așa de ușor să elimini o ființă fără motiv! Nimeni nu ar putea să facă așa ceva! Haideți așadar să ne liniștim, ne ridicăm... Ba da, totul e bine, haideți, Vedeți că nu poate nimeni să omoare așa pe cineva fără motiv? Eu aș putea! Sigur că ați putea! Haideți să încercați pe mine, bine? Haideți, da. Sigur? Sigur, da. Așa e că nu puteți. Nimeni nu poate. Vă rog frumos. Ba da, pot să fac și eu. Voi face! Moarte, idioților! Ajutor? Nu poate ajuta cineva, vă rog! Ajutor! Ca dumneavoastră. Sunteți un geniu. Vai, dar nu merit o astfel de laudă. Dacă îl interpretez pe Hamlet la fel de bine precum scrie, este pentru că destinul mi-a oferit această voce minunată. Cu siguranță. Păcat că ceilalți nu cred asta. Poftim? Dar ce spun ceilalți? Spun niște lucruri foarte. Cum ar fi? Cum ar fi că, nu știți, să articulați? Sau că vorbiți de parcă ați avea piele de cartofi între dinți? Dar nu înțeleg, eu mă spăl pe dinți în fiecare dimineață și chiar... Și imbecilii? Își bat joc și de mersul dumneavoastră. Ce-o cu mersul meu? A, este divin. Dar ei spun că mergeți ca un club. Ce public nedrept! Și mai spun că nu aveți personalitate. Și că vă tremură vocea. Înțeleg. Dar nu este așa. Și mă gândeam dacă ați putea să-mi dați un autograf. Sigur, pentru dumneavoastră. Chiar dacă va fi singurul pe care îl veți da. A fi sau Internet connection lost.
Please connect and try again. Ne plictisim pentru că nu gândim, nu-i așa? Mm-hmm. Adevărat. Și acum? Ce facem? Citim! Fii serios! Mami! Am o temă la matematică! A, nici nu ești amuzant! Fă-ți-o! Am o aplicație pe telefon! Și că te hipnotizează! Ce? Uită-te la mine, până număr la trei, vei adormi. 1, 2, uită-te la mine, adorm și 3. În câteva minute vei deschide ochii și vei începe să gândești. Știință este știința de a nu ști nimic. Eu afirm contrariul a ceea ce nu știu. Fructul muncilor noastre este și mai multă muncă. Multiplicând posibilitățile de acțiune, eliminăm toate opțiunile. Dacă soluțiile sunt probleme deghizate, atunci problemele sunt soluții prost concepute. 5 rot 40! Știu. Dacă singura posibilitate de a crea este să distrugi, atunci singura posibilitate de a distruge este să creezi. Totul este relativ. Da. În afară de relativ, care este constant și fix. Chiar. A spune un singur nu înseamnă a elimina toate daurile. Și a spune un singur da înseamnă a elimina toate nu-urile. Dacă toți copacii formează o singură pădure, noi nu ne mai putem pierde, deoarece oriunde am merge, am fi în aceeași pădure. Nu? Cinci ori opt! 40! Nu! Poftim? Nu mai pot să cred în nimic! Pură și nedreptatea este dreaptă! Ieri nu! Astăzi imposibil! Dar mâine, mâine oare ce? Chiar și fără stăpân, ascultam vorbește! Supoși pentru totdeauna preșeri! Zâmbim în timp ce lunecăm spre moarte. 8 ori 5, tot 40. Vreau să mă trezesc. Reconnecting to the internet. Copii, plecăm. Venim. Thank you.
mine. Sunt chiar în spatele gratilor. Ce glumă crudă. Aceste gratii sunt chiar în fața mea. Eliberează-mă! Torționaro! De Nicero! Dă-mi libertatea! Paznicul îi cere libertatea prizonierului. Ai milă! Să știi că nu înțeleg ce vrei să faci. Poate vrei să-și cer și eu milă exact așa cum ai făcut-o tu. Ai milă! Vezi, nu am pic de mândrie. Dă-mi libertatea înapoi, te rog. Eu sunt prizoniera! Eliberează-mă! Dacă aș putea să trec de gratile astea, te-aș omorâ, jur! Tu ai putea să o faci, dar eu nu! Sunt blocat aici! Mincinoso, ești acolo prin propria ta voință! Tu ai ales să rămâi aici pentru a spiona agonia! Te urăsc! Păi și eu te urăsc! Tu nu înțelegi! Cât e de groaznic să stai mereu în aceeași celulă, în același loc! Ba da! Înțeleg! De aceea dăm libertatea înapoi să pot din nou să fug, nu știu, să călătoresc! Eliberează-mă! Eu sunt prizoniera! Sunt secole de când ești în fața gratilor mele. De când sunt prizonieră, nu ți-ai părăsit niciodată postul. Iar tu ai fost întotdeauna în fața mea. Ești bătrână și suferi. Tu ești obosită. Pleacă! Vezi bine că eu nu pot scăpa! Du-te! Profită de libertate! Iar începi! Nu mai minți! Nu te mai încăpățâna să rămâi! Profită de libertatea ta! Tu ești liberă! Nu eu! Profită de libertate! Rămâi! Drăguță temniceră, încep să te înțeleg. Ești nebună, insiști! Îți pasă de mine și ai grijă din bunătate. Te fac să crezi că eu sunt paznicul. Că eu nu sunt prizonierul. Ești nebună! E târziu. Da, hai să ne culcăm. Poate mâine vine alt paznic să te înlocuiască. Poate mâine vei pleca, temnicero. Poate mâine noul paznic o să-mi dea libertatea. Noul paznic s-ar putea să-mi redea libertatea. Noul paznic s-ar putea să-mi redea libertatea. A, da? Hai să vedem cine e mai puternic dintre noi doi. Bine. Cine e mai puternic? Toate sunt. Ce faci? Stau la coadă. Înțeleg. Ești ultimul. Ba nu. Eu sunt primul. Nu pot să permit așa ceva. Eu sunt primul. Ba nu. Eu sunt primul. Iar tu mă urmezi cu spatele. Tot eu sunt pe mult. Iar când eu fac un pas înainte, tu mergi înapoi. Categoric, nu! Eu sunt primul și mă îndrept spre viitor. Tu ești ultimul. Te îndrept spre trecut. Tu nu înțelegi.
Ceea ce se întâmplă este că eu mă ridic în timp ce tu te scufunzi. Gata, ajunge! Coada s-a terminat! Mă vezi? Eu sunt primul! Eu sunt axul! Eu sunt centrul universului! Tot ceea ce ai vrut tu a fost să ajungi la mine. Acum iată! M-ai găsit! Întocmai! Așteptam să găsesc ființa cea mai odioasă din lume pentru a o sugruma! Eu sunt primul! Eu sunt primul călău! Eu sunt prima victimă! Ceea ce posed. Îți plac țânii mei? Îi tai. Îți plac brațele mele? Le tai. Îți place fundul meu? Îl tai. Îți plac picioarele mele? Le tai. Eu nu sunt ceea ce posed. Vă rog. Vă rog să mă înțelegeți, eu nu sunt ceea ce posed. Adio părul meu. Adio pielea mea. Adio carne și oase, adio! Adio ovarele mele și... Adio vagin. Acum ce-a rămas? Cine sunt eu? Vă rog, iubiți-mă! Iubiți-mă ca să pot să exist din nou, vă rog! Vă rog, iubiți-mă! Iubiți-mă! Vă rugăm! Iubiți-ne!